Aș vrea să citesc din Biblie câteva versete, vă invit să vă ridicați. Exodul 33. Începem cu primul verset, citim până la 6, apoi sărim și începem de la 12. Exod 33. Domnul a zis lui Moise, du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului, suiete, în țara pe care am jurat că voi, o voi da lui Avram lui Isaac, lui Iacov zicând, seminței tale o voi da. Voi trimite înaintea ta un înger și voi zgoni pe cananiți, amoriți, hitiți, fereziți, heviți și ebusiți. suie Suiți în țara aceasta unde curge lapte și miere, dar eu nu mă sui în mijlocul tău, ca să nu te prăpădesc pe drum, căci ești un popor încăpățânat. Când au auzit poporul aceste triste cuvinte, toți s-au întristat și nimeni nu și-a pus podoabele pe el. Și Domnul a zis lui Moise, spune copilului lui Israel, voi sunteți un popor încăpățânat, numai o clipă dacă m-aș sui în mijlocul tău, te-aș prăpădi, aruncă-ți acum podoabele de pe tine și voi vedea ce voi face. Copiii lui Israel și-au scos de pe ei podoabele și-au plecat de la muntele Horeb. Continuăm cu versetul 12. Dacă poporul pleacă, Moise rămâne înaintea Domnului. Moise a zis Domnului, iată, tu îmi zici, du pe poporul acesta și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns, voi merge eu însum cu tine și îți voi da o dihnă. Moise i-a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecerea înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele de pe fața pământului? Domnul a zis lui Moise, voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecerea înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis, arată-mi slava ta. Domnul a răspuns, voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Domnul a zis, iată un loc lângă mine, vei sta pe stâncă. Și când va trece slava mea, te voi pune în crăpătura stâncii și te voi acoperi cu mâna mea până voi trece. Iar când îmi voi trage mâna la o parte de la tine, mă vei vedea pe dinapoi. Dar fața mea nu se poate vedea. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi credincioși, suntem la sfârșit de an. Ultima slujbă, ultima predică din acest an. E o perioadă a bilanțurilor. Noi toți suntem îndemnați la predici, la îndemnuri, începând de marți și astăzi, toată ziua. Suntem îndemnați să ne facem bine socotelile. Suntem îndemnați să facem bilanțul, bilanțul de familie. Ce ai realizat în familia ta anul acesta? Fă-ți bine socoteala, care sunt realizările familiale? Ce ai realizat în slujire? Câtă greutate a avut slujirea ta anul acesta? Cât de mult ai învățat cum s-a predicat credincioșia, dedicarea, consecvența, statornicia? Și desigur suntem îndemnați la bilanțul financiar, cât de bine ai performat din punct de vedere financiar? Ai fost un om harnic, ai strâns ceva, ai făcut ceva anul acesta. Trăim în această lume materialistă și nu putem ignora dimensiunea materială a existenței noastre. Să dăm întotdeauna asupra bilanțurilor, asupra situației, asupra vieții. În bilanț poți să fii realist, da? o perspectivă realistă sau o perspectivă a credinței. Întotdeauna, la anul care a trecut, la povestea vieții, te poți uita cu două perechi de ochelari. Depinde cu ce ochelar te uiți la anul 2023 care a trecut. Mai sunt doar câteva ore. Mă uit în textul acesta și văd două feluri de raport. Nu era Revelion, nu era sfârșit de an, dar se oprește ceasul în loc. Dumnezeu vorbește cu Moise și se diagnostichează starea poporului. Două perspective asupra vieții. Perspectiva realistă și văd în text o perspectivă a credinței. Dacă ne uităm cu ochi realiști, perspectiva realistă, iată cea din tâi, ne dăm seama că realitatea obiectivă era foarte tristă. Găsim o analiză la rece, găsim o analiză rațională, cu argumente. Moise, uite, ăsta e poporul. Ascultați aici cuvântul Domnului. Domnul spune în Exod 32, versetul 7, citesc și înainte, Domnul a zis lui Moise. Scoală și coboară-te, căci poporul tău pe care l-ai scos din țara Egiptului s-a stricat. Poporul meu este un popor stricat, spune Dumnezeu supărat. Foarte curând s-au obătut de la calea pe care le-o poruncisem eu. Da? Primul păcat, neascultare. Moise, poporul meu, asta e realitatea, nu ascultă cuvântul meu, s-au stricat. Nu mai este moralitate. Spune cuvântul aici: și-au făcut un vițel turnat, s-au închinat până la pământ înaintea lui, au adus jerfe. Moise, poporul meu este un popor idolatru, au schimbat pe Dumnezeul adevărat cu un vițel de aur. Tocmai le-am dat legea. Uite-i, du-te să vezi, coboară în tabără, zice Dumnezeu supărat. Hai să vezi, se închină ca niște păgâni la un vițel făcut de preotul Aron. Raport realist în popor era idolatrie. Cuvântul continuă și spune în versetul 9, următorul, Domnul a zis lui Moise, văd că poporul acesta este un popor încăpățânat. Se uită Dumnezeu la popor și spune Moise, pe lângă toate astea sunt și niște încăpățânați. Adică nu-i prima oară, Moise. Parcă văd pe Dumnezeu ca un tată supărat. Măi, și ți-am mai spus să nu faci asta. Nu-i prima oară. te a mai mustrat, te a mai pedepsit, ți-am mai zis. Și spune Domnul, mă, poporul ăsta e un popor încăpățânat. Mai ai cu cine a nu știu câta oară, le spun și recidivează. Raport realist. ăsta e poporul Moise. ăsta e poporul. Răzvătire, neascultare, stricăciune, idolatrie și pe deasupra îți niște încăpățânați. Nu poți să faci nimic cu ei. Și ascultați concluzia lui Dumnezeu. O concluzie tristă. Exod 33, cu 3, spune, suiete în țara aceasta unde curge lapte și miere, eu nu mă voi sui în mijlocul tău. Moi se îmi pare rău, din momentul acesta, eu nu mai merg cu poporul meu. Am să trimit un înger puternic, du-te tu, e poporul pe care l-ai scos tu, e treaba ta, descurcă-te, eu nu mai merg cu poporul meu de astăzi înainte. Pentru că e un popor încăpățânat, de ce iar Dumnezeu, că dacă mă sui, am să vă omor. Ce trist este raportul lui Dumnezeu asupra stării poporului. Continuă Domnul și spune acolo în Exod 32 cu 10, revin... Aici nu este cronologic textul în toată zona aceasta, există 32, 33, 34, se redau ca niște puzzle-uri care se intersectează. Spune cuvântul, acum ia, lasă-mă, zice Dumnezeu, parcă își cere voie de la Moise, mânia mea are să se aprindă împotriva lor, îi voi mistui, dar pe tine te voi face un strămoșul unui neam mare. Deci că supărarea lui Dumnezeu merge mai departe. Moise, lasă-mă, dă-te la o parte, am să-i prăjesc, îi pun pe grătar, îi mistuiesc, îi prăpădesc. Vă întreb, oare avea Dumnezeu dreptate? 100%. Și poate cel mai trist lucru pe care îl văd aici, parcă ți să face pielea ca de găină. Dumnezeu în două rânduri zice aici, și 33 cu 1, Domnul a zis lui Moise, du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara Egiptului. Stai, Doamne, cum adică? Cum adică l-ai? Tu l-ai scos. Moise, nu? De astăzi poporul ăsta nu mai este poporul meu. Exod 32, rea aceeași idee, versetul 7, Domnul a zis lui Moise, scolă-te și coboară-te, căci poporul tău, pe care l-ai scos din țara Egiptului, s-a stricat, Doamne, cum poți să spui așa ceva? Cum adică poporul tău? Doamne, asta nu e poporul meu, ăsta e poporul tău. Da, în mod subtil Dumnezeu se dezice, se de spune, nu mai este poporul meu. se vine la popor. Moise oarecum nu aduce doar mesajul lui Dumnezeu. Moise emulează, dacă vreți, starea de spirit a lui Dumnezeu. Moise, dacă vreți, imită amărăciunea lui Dumnezeu, transmite starea lui de spirit. Pentru că prorocul nu aduce doar mesaj de la Dumnezeu. Prorocul trebuie să redea starea de spirit a lui Dumnezeu. Și Moise vine ca un fulger, ca un trăsnet în adunare, oarecum văd pe Moise care se molipsește de la Dumnezeu, ca un lemn care se atinge de jăratec și ia foc. Moise îi numa foc și pară și vine la popor exact cu aceeași atitudine. Și spune cuvântul aici, în Exod 32, a luat vițelul, spune, 19, Moise s-a prins de mânie, a aruncat tablele din mână și le-a sfărâmat de piciorul muntelui. A luat vițelul pe care îl făcuseră, l-a ars în foc, l-a prefăcut în cenușă, a presărat cenușa pe fața apei și a dat-o copilul lui Israel să bea. Și îl face cu ou și cu oțet pe aron în fața poporului. E foarte multe ori ne gândim noi, dar ce cu predica asta, frate? Dar cei cu prorocia asta, uneori profesiile, predicile redau starea de spirit al lui Dumnezeu. Și uneori, frații mei, dați-mi voie să vă spun într-o seară de sărbătoare, uneori Dumnezeu e și supărat pe biserica lui. Vă întreb, are voie Dumnezeu să fie supărat? Da! Are tot dreptul, e biserica lui! Oare cum îl vedem pe Moise venind supărat, trântind tablele și dă poporului la meniu, apă și cenușă. Pentru că apa și cenușa, amărăciunea asta, este simbolul profeției de damnare, simbolul mesajului de mustrare. Uneori Dumnezeu are tot dreptul să ne dea apă și cenușă. Și Moise aduce poporului mânia lui Dumnezeu. Și da, dragii mei, nu ne convine, nu ne place, dar uneori Dumnezeu prin proroci, prin predici, ne mai dă la meniu apă și cenușă. Pentru că poporul lui Dumnezeu are nevoie de astea. Dați-mi voie să vă spun ceva. Moise a dat poporului și prepelițe, o dat și turte cu gust de miere și mai știu eu ce, da? dulce, mană, avea gust de turtă cu miere, o mai dat și apă din stâncă, însă uneori omului Dumnezeu este chemat să dea poporului apă și cenușă, pentru că-i vai de lucrătorul care dă turte cu gust de miere, unde este păcat. Și dacă există o greșeală în bisericile libere, în bisericile noi, tocmai asta este. La meniu se dă întotdeauna turtă cu miere. Frate, poporul are nevoie de încurajări. Biserica are nevoie de mângâiere. Biserica are nevoie de speranță. Nu și când este păcat. Apa cu cenușă este simbolul mesajului pocăinței. Pentru că da, oameni buni, când poporul păcătuiește, Dumnezeu e supărat. Pentru că păcatul este grav și Dumnezeu este sfânt. Și ni se cuvine de atâtea ori amărăciunea aceasta a pocăinței, Dumnezeu să ne dea pocăința la final de an. Un raport realist. Mesajul pocăinței, mesaj de amenințare, Dumnezeu își leapă de poporul. Să dragii mei, n-aș vrea să rămân la acest raport realist. Și în seara aceasta n-am să prezint un raport realist. Aș putea să fac asta. Și n-aș fi vinovat. Ce ziceți la, la capitolele astea? Ascultare, încăpățânare, idolatrie, imoralitate, stăm mai bine ca ei? Nu e așa că am putea să fim realiști, să spunem, frate, asta e realitatea. Există neascultare de Dumnezeu printre noi? Da, există. Există copii neascultători. Există idolatrie. Da nu ne închinăm la vicei. Dar nu spune oare Scriptura că lăcomia de bani este idolatrie. Oare nu există idolatria aceasta a banilor? Idolatria poate a filmelor, a sportului? Nu sunt printre noi oameni care petrec mult mai multe ore pe Netflix decât în rugăciune? Nu e asta idolatrie? Nu există alte forme de idolatrie printre noi? Ba da, am putea, fără să greșim, să facem un raport realist al anului 2023. Există multă modă, există multă plăcere, există atâtea lucruri, încăpățânare, oare să fie și la noi încăpățânare? Adică, zice Dumnezeu, celor care le-am vorbit de atâtea ori și totuși ne ascultă. Le-am dat atâtea mesaje și totuși roadele sunt sălbatice. Știți câte predici s-au predicat anul acesta la biserica noastră? Peste 200 de predici. Dumnezeu în bunătatea Lui ne-a vorbit de 200 de ori anul ăsta. Și ne întreb, Doamne, de unde păcat? De ce unii nu vor să înțeleagă? Și cu siguranță raportul realist ar putea să treacă dincolo de ce știți sunt lucruri pe care le știți. Unele le știe doar Comitetul, altele le știu doar eu. Dacă am vrea să fim realiști, am putea bea multă cenușă în seara asta. Pentru că, deși Dumnezeu ne-a vorbit de 200 și ceva de ori, încă între noi, da, putem să dăm cifre. Divorțuri, copii plecați din biserică, să știți că au fost tineri care anul trecut pe vremea asta erau aici și acum sunt în lume. E adevărat, am putea să fim realiști. Există roade ale păcatului, există amărăciune în inima lui Dumnezeu, pentru că niciodată Dumnezeu nu poate să iubească fără de legea. Și da, putem fi realiști, însă seara aceasta nu vreau să rămân aici. Nu vreau să spun doar atât, Doamne, asta este, ăștia suntem și să ne îmbătăm cu apă și cenușă, măcar că n-am greșit cu nimic. Vreau să prezentăm o perspectivă a credinței. Intră în scenă, moise mijlocitorul. Este ceva înălțător în textul acesta. Vine omul care îl cunoaște pe Dumnezeu, vine omul care stă în prezența lui Dumnezeu până când îi strălucește fața. E omul care cunoaște inima lui Dumnezeu, care cunoaște credincioșia celui preanalt. Este omul care miroase a Dumnezeu. Este omul care are parfum de cer, pentru că e mai mult acolo decât între oameni și stă cu ceasurile în prezența lui Dumnezeu. Vine Moise, mijlocitorul, om inspirat de credință și vorbește și aduce o altă perspectivă. Nu există slujbă mai înaltă decât mijlocirea, Mesajul acum oarecum este îndreptat și spre oameni și spre Dumnezeu. Dumnezeu, Moise spune, Doamne, nu te supăra, dă voie să-ți prezint o altă perspectivă asupra realității. Ce interesant, n-am găsit nicăieri o stare mai înaltă a umanului. Să ajungă omul muritor să negocieze cu Dumnezeu. Să ajungă muritorul să stabilească împreună cu Dumnezeu soarta unui popor. Până acolo merge Moise în îndrăzneala lui, aș zice că e puțin obraznic Moise aici. El spune, Doamne, dăm voie să te oprești. Adică nu făci ai de gând să faci, oprește-te, Doamne, lasă-mă să-ți explic, ascultă-mă pe mine, nu făci ai de gând să faci. Cum? Omul să-i spună lui Dumnezeu așa ceva? Nu există o elevare mai Aparte în scriptura a umanului decât aici. Omul pătrunde în prezența Domnului și îi dă sugestii lui Dumnezeu. Asta numai Mijlocitorul poate să o facă. Doamne, dăm voie să-ți prezint o altă perspectivă. Aici deci, predica merge în două direcții. Am ceva pentru voi și am ceva pentru Dumnezeu. Moi se înalță câteva rugăciuni în textul pe care l-am citit. Adică mesajul avocativ, Doamne, și -i apelează câteva cereri. Vreau să ne uităm la rugăciunile lui Moise. Și da, în seara asta, predica mea este o rugăciune. Așa se și intitulează, rugăciuni către Dumnezeu la final de an. Rugăciunea, predica mea este o rugăciune, rugăciunea e predică, e o predică rugăciune, o rugăciune predică. Și vreau să mă rogului lui Dumnezeu. Îmi dați voie să mă rog lui Dumnezeu în timpul predicii? Vreau să-i spun ceva lui și să vă spun ceva dumneavoastră. Asta mă învață mijlocitorul Moise. Pentru că, dragii mei, e vai. E vai de poporul care nu are parte de perspectiva credinței. Vreau să prezint un raport al credinței pentru 2024, 2023. V-am povestit, cred că odată, și vreau să repet lucrul acesta, poate că nu l-am povestit, despre situația în care la Amvon era odată un frate bătrân pe care îl cunosc, fratele Dinescu, Ghinescu, și a predicat despre vindecare, cu mult patos e un om plin de credință, spune el că a postit în fiecare zi de când s-a botezat. N-a avut decât zile de post, de câteva zeci de ani. Postește în fiecare zi, mănâncă doar seara, este un om foarte slab, plin de viață și are o mentalitate oarecum excentrică, nu mă duc la doctori, Dumnezeu vindecă bolile și prezenta el vindecarea, cum e, în stilul lui caracteristic, se mișcă, e foarte dinamic bătrânelul acesta. Și după ce predică el de vindecare, se ridică un tânăr cu mai mult Dă minte, mai multă rațiune, mai teologic și predică el și frațul, dar nu e chiar așa, stați un pic, dar există atât sau bolnavi printre noi, dar mor frațe, de cancer, dar și tot îi dădea de cu realitatea, frațul, realitatea e că nu, am unul tău să vine, cum fratele Ghinescu zice că el, dar realitatea și realitatea în sus, realitatea în jos, fiind un context mai privat, nu atât de într-o biserică atât de mare, fratele Ghinescu, un om îndrăzneț, s-a ridicat și frate tânăr, Dăm voie să spun ceva. Și scoadele au adus poporului sfânt realitatea. Ce a spus realitatea? Dar cu realitatea au distrus speranța, au distrus credința. Ce spunea el tinere, dacă nu ai acces la supra-realitate, taci și stai jos. Dacă n-ai gustat din perspectiva credinței, dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, dacă nu vorbești dintr-un alt duh ca cei doi, mai bine nu mai predica în veac. Biserica nu are nevoie de predicatori realiști. Biserica are nevoie de predicatori mânați de Duhul credinței. Pentru că realiștii omoară biserica. O, oh, de câte ori n-am auzit și o astfel de predici. Frate, realitatea. Și vin unii și ne bat la fiecare predică cu realitatea. Dragii mei, cine n-are acces la Dumnezeu, cine nu miroase a prezența lui Dumnezeu, cine nu cunoaște inima lui Dumnezeu, credincioșia lui, mai bine n-ar predica în viac. Vreau să vă întreb ceva. Există vreun doctor celebru la Cluj doar pentru că diagnostichează bine? Te impresionează un medic care doar taie? Și moare pacientul pe masă? Nu. Un doctor este celebru pentru că vindecă. Pentru că dă soluții. Nu e nicio mare schemă, iertați-mă, să zici ceva despre boală, de diagnosticat, toți știm, toți vedem, toți putem ucide, toți putem lovi. Oamenii lui Dumnezeu, asta mă învață Moise azi, vorbesc mânați de credință. Dumnezeu să ne îmbrace cu credință. Dumnezeu să binecuvinteze toți predicatorii. Spuneam că bisericile liber, liberale sau libere, noi, cad în păcatul de a da numai turte cu miere. Și nu au îndrăzneală să confunde păcatul. Ei, bisericile legaliste sunt la fel de vinovate. În bisericile legaliste, îi numai apă și cenușă. E un bai. Îi moarte oameni buni. Mă mai întreabă câte un frate, măi, de ce nu-l chem păcutare la predică la noi la Dej? Sau de ce nu îl pui păcutare de la noi mai des? Și le-am spus la mulți, pentru că sunt oameni care la fiecare predică dau apă și cenușă. Cred că Dumnezeu, uneori, prin Duh profetic, ne dă apă și cenușă, că suntem păcătoși. Dar am mari semne de întrebare când un predicator dă întotdeauna apă să ce Omul acesta nu știe cine este Dumnezeu. Astfel de predici sunt erezii, pentru că prezint o perspectivă, dacă vreți, amputată, fără pic de speranță. Dragi credincioși, întotdeauna când Dumnezeu mustră, întotdeauna când Dumnezeu amenință, întotdeauna rămâne loc de speranță. Dacă nu rămâne loc de speranță, n-a vorbit Dumnezeu. Mă uitam la bisericile din Apocalipsa, ce minunat vorbește Dumnezeu acolo și dacă ne uităm să știți că bisericile astea au probleme mari. Pot să spun fără să exagerez, mai mari decât avem noi la Dej. Ne uităm în bisericile astea, găsim acolo, de exemplu, biserica din Efes, fără dragostea din tâi, biserica din Pergam, există acolo două erezii, învățătura lui Balam și învățăturile nicolaiților. La Tiatira e un proroc fals, o izabelă, care prin prorocie invită la curvie, zice Biblia. Grav! foarte grav. Găsim acolo o laudicia în pragul lepădării, o biserică rea, cea mai rea. Domnul spune, am să te vărs din gura mea. Mai ai un pic și te arunc la coșul de gunoi, zice Dumnezeu. Dragii mei, după ce Dumnezeu amenință, și da, amenință, dacă nu te pocăiești, am să iau sfeșnicul. Dacă vin la voi pe Izabela, am să o trântesc în pat bolnavă. Dacă mă supăr pe femeia aia, o bag în spital, zice Dumnezeu. Ei, vai, am să-i omor copiii, zice Biblia acolo. Dumnezeu este aspru când e vorba de păcat. Întotdeauna. Dar tot Dumnezeu zice la fiecare biserică, pocăiește-te. Mai este o șansă. Este ceva deosebit în textul acela, Apocalipsul 1, 2, 3. Ceva ce mă impresionează. La toate cele șapte biserici, sfeșnicul rămâne. Chiar și la păcătoasa la odice, sfeșnicul de aur, prezența lui Dumnezeu rămâne. Dumnezeu amenință, Dumnezeu scoate flăcări, dar în final spune, pocăiește-te. Îți mai dau o șansă. Orice predică trebuie să aibă o șansă. Semnul că Dumnezeu încă ne mai iubește, dragi, că din jos este că Dumnezeu ne vorbește. Eu asta înțeleg din Apocalipsa: că atunci când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu mai dă o șansă. Dacă încă Dumnezeu îți vorbește, e semn că încă nu ești lepădat. Ăsta e semnul lepădării. Dumnezeu nu-ți mai vorbește. Dar câtă vreme încă mai plângi la predică, încă mai ai o lacrimă, încă mai simți cercetarea, încă îți vorbește Dumnezeu, chiar dacă te mustră, chiar dacă ai prorocii atât de grele de auzit, dacă încă Dumnezeu îți vorbește, e semnul că mai ai o șansă. O, Doamne, îți mulțumim că la final de an încă mai este o șansă. Perspectiva credinței. Moise intră în dialog cu Dumnezeu. Poporul spune cuvântul aici, își leapă de cercei, își leapă de podoabele, se zmerește, au plâns, au fost triști, toți s-au întristat, nimeni n-a pus podoabele pe ei și Dumnezeu spune, am să văd ce am să fac. Și intră acum în scenă Dumne Moise în dialog cu Dumnezeu. Haideți să ne uităm la Moise și să învățăm să ne rugăm ca el. Dragii mei, e important să învățăm de la Sfinți să ne rugăm. Noi nu prea știm să ne rugăm, dar rugându-ne cu rugăciunile Sfinților, facem bine. Intră Moise și spune, Doamne, stai puțin. Trește cu 13. Doamne, până la urmă, gândește, te zice Moise, că neamul acesta este poporul tău. Nu-i poporul meu. Doamne, asta e identitatea lor. Tu i-ai numit așa, l-ai ales ca pop... ăsta e poporul tău, Doamne. E păcătos. Există roade, există idolatrie, da, dar e poporul tău, Doamne. Mai mult spune cuvântul în 32 cu 13, aici spune cuvântul, adus aminte de Avram, de, de Isaac și de Israel, robii tăi, cărora le-ai spus, jurându-te pe tine însuți. Voi înmulți sămânța voastră, castelele cerului, voi da urmașilor voștri toată țara aceasta de care am vorbit și o vor stăpâni în veac. Doamne, stai puțin, Tu ai jurat. Ce bine cunoaște Moise inima lui Dumnezeu. Doamne, Tu ai făcut un legământ, nu doar identitate, ăștia au un legământ cu Tine. Moise știa ceva foarte important, că Dumnezeu acționează pe baza legământului, dragi creștini. Unii cred că dacă-l iubesc pe Dumnezeu e suficient. Nu. Baza relației noastre cu Dumnezeu este legământul. Dacă tu nu ai un legământ cu Dumnezeu făcut la maturitate, cu gura ta, tu nu ești al lui Dumnezeu. Dragostea aia este o iluzie romantică. Dumnezeu acționează pe bază de legământ. Și moi se spune, Doamne, tu ai un legământ cu ei, tu nu poți să scalci legământul. N-ai cum? Ce frumos să-l convinge Dumnezeu, Moise pe Dumnezeu. Și mai spune el, Doamne, stai puțin, 32 cu 12. Pentru ce să zică egiptenii, spre nenorocirea lor i-a scos ca să-i omoare prin munți și ca să-i șteargă de pe fața pământului? Doamne, întoarce-te din uțialea mâniei tale, lasă-te de răul acesta pe care vrei să-l faci. Moise subtil zice, Doamne, stai puțin, identitate, legământ, dar ai vorba și de imagine. Imaginea ta, Doamne, o să zică dușmanii că n-ai fost în stare să-i duci la destinație. Poporul s se îmbâlbâit, toți morți în pustiu, Doamne, asta vrei să rămână în istorie? Doamne, e reputația ta la mijloc. Și îndrăznind, pornind de la aceste argumente, concluzenează Moise, Doamne, e adevărat, suntem încăpățânați, suntem vinovați, merită să ne prăjești pe toți. Dar, Doamne, până la urmă suntem poporul Tău. Și parcă Moise e puțin obraznic, Doamne, răi cum suntem, n-ai alții mai buni ca noi. Iartă-ne, pedepsește-ne, dar rămâi cu noi. Și acum intră spre final prima rugăciune. O rugăciune magistrală. Zice Moise așa. Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Ce înălțătoare e rugăciunea unui mijlocitor. Doamne, dacă tu nu pleci cu noi, mai bine omoară-ne pe toți aici. Vino cu noi. Și ce frumos spune Moise mai departe, oare nu prin aceasta suntem noi deosebiți? Oare nu când vei merge tu cu noi, și vom căpăta trecere, vom fi deosebiți eu și poporul tău de toate popoarele pământului. Ce frumos spune Moise aici, Doamne, până la urmă suntem un popor de sclavi, de analfabeți, nu avem academicieni, nu suntem bogați, niște sclavi bătuți de faraon, încă avem cojile urmelor, bătăilor pe spate. Doamne, ceea ce ne face deosebiți în lume e prezența Ta. Dacă nu vii tu cu noi, pierdem tot ce avem mai scump, tot ce avem ești tu. Dacă tu nu vii cu noi, nu mai suntem deosebiți. Dragi că din aș vrea să ne rugăm și noi în felul ăsta. Doamne, dacă nu mergi tu însuți cu noi în 2024, noi nu vrem să plecăm de aici. Poporul al Domnului zice, amin. nu vrem 2024 fără Dumnezeu. Nu vrem viitor fără Domnul. Nu vrem să mai trăim nicio zi dacă nu vine El cu noi. Iată prima rugăciune, Doamne, vino cu noi în 2024. Doamne, ține-ne de mână. Îndrăznești și eu cu obrăznicia lui Moise. Doamne, e adevărat că biserica numărul unu nu este o biserică de sfinți. Dar, Doamne, alții mai buni ca noi nu ai îndeși. Așa cum suntem, suntem mai tăi. Nu suntem cei mai pocăiți, Doamne, am auzit că sunt copiii tăi mai buni în Bucovina, că pocăința ar fi mai bună pe la ruși, în Africa. Doamne, au auzit că ar fi pocăiți mai serioși pe la Lugoj, pe la Arad, la Londra. Dar, Doamne, îndej, alții mai buni ca noi n-ai. mustră -ne, bate -ne, dar în final te rog, iartă-ne și vină cu noi. Ce rugăciune înălțătoare la final de an. Și spune Moise, într-o altă versiune, în 34 cu 9, Doamne, dacă am căpătat trecerea înaintea ta, te rog să mergi în mijlocul nostru. Doamne, poporul nostru este în adevăr un popor încăpățânat, dar iartă-ne fără de legile și păcatele noastre și ia-ne în stăpânirea ta. Doamne, mai dă-ne o șansă în 2024. Da, asta ne face deosebiți, dragă biserică. Nu suntem speciali în orașul acesta prin ceea ce suntem noi. Dar ceea ce ne face speciali este prezența lui Dumnezeu. Nu avem cei mai buni copii din oraș. Nu suntem cei mai morali neapărat. Ascultați-mă, așa este. Nu ne putem lăuda cu doctor. Nu știu să avem vreun doctor în biserică. Poate o fi, dar am uitat eu. Nu suntem cei mai deștepți, nu suntem cei mai bogați, nu suntem cei mai buni, dar avem ceva, biserica lui Dumnezeu, avem prezența lui, avem un legământ cu Dumnezeu. Și în baza acestui legământ, îl rog pe Dumnezeu din toată inima, Doamne, chiar dacă am eșuat în 2023. Vino cu noi. Și zic ca Moise, dacă nu vii tu cu noi, nu ne lăsă să plecăm de aici. Dumnezeu să asculte rugăciunile noastre. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Istoria e penserate. Avem nevoie de prezența lui Dumnezeu mai mult decât oricând, dragă biserică. Nu știm ce urmează, dar știm că Dumnezeu, dacă ne pocăim, dacă îi cerem, în baza legământului, în baza iubirii Lui, va veni cu noi. Și iată răspunsul Domnului, voi merge eu însum cu tine și îți voi da o dihnă. Biserica Domnului, există vreo promisiune mai mare ca asta? Nu există o promisiune mai înaltă în Scripturii. Eu, Domnul, voi merge cu tine și îți voi da o dihnă. Dacă îi cer lui Dumnezeu ceva pentru mine și pentru biserica aceasta, să știți că mai presus decât averile, decât rezultatele academici, e să ai o dihnă. Prezența lui Dumnezeu, dragă biserică, dă o dihnă. și -o rog pe Dumnezeu să dea liniște acestei biserici în 2024. Dumnezeu să dea liniște familiilor noastre. Ce promisiune! Îți ascult, spune Domnul! Voi face și ceea ce îmi ceri acum. Am să vin cu tine pentru că m-ai rugat, Moise. Doamne, îți mulțumim că ești bun și ne mai o odată. Vino cu noi. Nu vrem 2024 fără Domnul. Amin. O altă rugăciune, mai scurt. Nu o să ne grăbim seara aceasta dacă la ajunul Crăciunului, am ținut la timp, că era colinda, astăzi țin să termin predica, așa că vă rog să nu mai dați buzna la op fix. este timp și pentru prăjituri și pentru revelion, până dimineața o să fie tot revelion. A doua rugăciune a lui Moise, Doamne, te rog, arată căile tale. arată căile tale. Parcă-l văd pe Moise zicând, Doamne, știi, e adevărat, ne-ai dat legea, cunoaștem poruncile tale, dar nu le știm de mult. Ne-ai ne vorbit, dar poate n-am înțeles. Doamne, poate că nu prea suntem mai tari de cap, așa încăpățânați. Doamne, mai învață-ne! Doamne, învață-ne poruncile tale, arată-ne căile tale, ce rugăciune frumoasă! La început de an, la final de an, dacă vezi, Doamne, mai învață-ne! E adevărat, Doamne, am auzit 200 de predici în anul 2023. Dar, Doamne, nu te supăra pe noi, te mai rugăm ceva, mai dă-ne încă 200 și în 2024. Amin? Îl rugăm pe Dumnezeu să ne binecuvinteze cu predicatori inspirați de sus. Îl rugăm pe Dumnezeu să ne trimită oamenii ai Lui, ca să ne mai învețe cărările Lui Dumnezeu. Îl rugăm pe Dumnezeu să inspire predicatorii noștri. Amin. Și da, frații mei, cred că am avut predici foarte bune anul acesta. Eu sunt încântat să văd cât de mulți predicatori ridică Dumnezeu. Nu mă refer la propria persoană. Sunt bucuros să văd că Dumnezeu ridică predicatori tineri. Dumnezeu are în vedere poporul ăsta. Dumnezeu a ales locul ăsta să-și proslăvească numele. Dumnezeu are un legământ cu noi, cu locul acesta. Să frații mei, vreau să vă contindez de încă un lucru. Nu suntem speciali doar pentru că avem prezența lui Dumnezeu, ci suntem speciali și pentru că avem o carte specială. Biblia. Suntem un popor deosebit pentru că Dumnezeu ne-a dat scripturile. Cum spunea fratele Dorin dimineață, aici este înțelepciunea lui Dumnezeu. Aici este înțelepciunea întreaga lui Dumnezeu. Cartea asta, dragi creștini, este cartea care ne arată, dacă vreți, în toată completitudinea ei, înțelepciunea lui Dumnezeu. Cartea aceasta este mai presus decât orice doctorat, decât orice emisiune științifică, decât orice enciclopedie scoasă de oameni. Cartea lui Dumnezeu e ceea ce ne face deosebiți. Suntem deosebiți pentru că avem o carte deosebită. De aceea, dragi credincioși, haideți să ne angajăm că în 2024 vom citi mai mult Biblia. Amin. Că vom asculta mai cu grijă predicile, mai cu inimă. Au fost atâtea predici risipite pe care nu le-am pus la inimă. De aia sunt roade ale păcatului între noi. Haideți să ne hotărâm Zicând ca Moise, Doamne, mai învață-ne odată, Doamne, arată-ne căile tale, învață-ne poruncile tale. Noi n-am înțeles suficient poruncile tale. Și zice Moise, Doamne, dacă ne vei învăța poruncile tale, te vom cunoaște și vom avea trecere înaintea ta. Moise este uh, conștient, are o intuiție sănătoasă că, pe măsură ce cunoaștem pe Dumnezeu și cartea lui, vom avea trecere înaintea lui. Dragi credincioși, dacă vrem să ne apropiem de Dumnezeu, să-l cunoaștem mai mult, să căpătăm trecere înaintea lui, trebuie să-i studiem cartea. Repet, versetele care se citeau aici astăzi și zilele acestea, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc. Iată, cartea asta ne învață voia lui Dumnezeu, ne duce în prezența Lui pentru a-i cunoaște voia, pentru a-i cunoaște legea. Și în felul acesta, făcând ce este bine, vom căpăta trecere înaintea Lui, adunând cuvântul Lui, ascultând predicile cu interes, citind Biblia. Vom căpăta trecere înaintea Lui Dumnezeu. Iată a doua rugăciune. Doamne, arată-ne căile Tale. Și poporul Domnului să spună Amen. Mai face o rugăciune, se ultima rugăciune. Parcă într-o îndrăzneală supremă, Moise spune, Doamne, dacă am obținut aprobare și vii cu noi... Dacă mă vei învăța cărările tale, dăm mi voie să-ți mai cer ceva ce n-a cerut nimeni. Doamne, arată-mi slava ta. E ceva înălțător aici. Un muritor vrea să privească frumusețea Dumnezeului nevăzut. Doamne, nu te supăra, știu că știu că omul nu te poate vedea, dar îndrăznesc. Vreau să văd slava ta. Biserica Domnului, te întreb. N-ați vrea să facem și rugăciunea asta? Doamne, în 2024, arată-ne slava ta. Arată-ne puterea ta. Ceea ce spune Moise este o realitate. Nu poți să-L slujești pe Dumnezeu dacă îi cunoști doar poruncile. Trebuie să-i cunoști puterea. Trebuie să-i cunoști slava. Trebuie să-i cunoști frumusețea. Pentru mine asta e cea mai înaltă dorință mea. Nu pretind că-i cunosc căile, Rugăciunea a doua este cât se poate de autentică pentru orice păstor. Doamne, mai învață-ne poruncile tale. Dar în inima mea port o durere. Cunoaștem mai mult cuvântul decât îi cunoaștem slava. Am văzut puține minuni în viața mea. Mă spovedeam și îmi făceam bilanțul unui frate din biserică, mai am văzut că Dumnezeu m-a folosit aici, aici, dar când vine vorba de vindecare, de exorcizare, de miracole, sunt sărac. Nu cunosc puterea lui Dumnezeu. Și îmi doresc, asta e dorința mea pentru 2024, pentru mine și pentru biserică, Dumnezeu să-și manifeste puterea între noi. Amin? Dumnezeu să ne arate slava Lui. Să nu cunoaștem doar legea lui teoretică. E bună, e aduce ordine, aduce pace în biserică, ordine în familie, ordine socială. Dar, frații mei, e nevoie să cunoaștem slava lui Dumnezeu în biserică. Ce frumos vorbește Pavel, bisericii din Corin, și spune el, când am venit la voi, fraților, eu însă am venit ca un om slab, fricos, plin de cutremur. Învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu slăvit să fie Domnul. Frații mei, eu vreau să pun o întrebare. Biserica din Corint zice, fraților, noi nu avem aici predicatori buni. Pavel spune pe față, măi, fraților, noi nu avem nu știu ce oratori, noi nu ne putem lăuda cu grupuri de închinare, dar ne putem lăuda cu ceva. Credința noastră e zidită pe fundația puterii lui Dumnezeu. La Corint îi cunoaștem puterea. Și zice Pavel, voi nu duceți liță de niciun dar duhovnicesc. În Corint erau toate darurile spirituale, și vindecare, și miracole, toate minunile și toate semnele se manifestau la ei. Și spune Pavel, frații mei, nu avem predicator străluciți, dar credința noastră e bazată pe puterea lui Dumnezeu. Biserică din Dej, cu ce te lauzi? cu predicatori buni, cu cântăreți deosebiți, cu vizualizări online, te întreb înaintea celui care este capul bisericii, tu cunoști puterea lui Dumnezeu? N-ați vrea să vedem slava lui Dumnezeu mai mult în 2024? Haideți să facem această rugăciune. Doamne, arată-ne slava Ta! Și da, răspunsul Domnului este frumos. Dumnezeu răspunde lui Moise, spune, Doamne, Moise, am să fac și asta, am să trec pe lângă tine, am să-ți arăt slava mea. Și Dumnezeu îi arată lui Moise slava și frumusețea lui. Când se coboară Moise de pe munte, fața lui strălucește, pentru că frumusețea lui Dumnezeu este molipsitoare. Când te uiți la frumusețea Lui, devii mai frumos și tu. De-aia spune Pavel în Corinteni 2, Corinteni 3 cu 16 și noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip cu a Lui. Biserica Domnului iubește prezența Domnului. Atunci când stai în prezența lui Dumnezeu, cu cât stai mai mult, cu atât strălucești mai mult la servici. Și în tine se reflectă frumusețea lui Dumnezeu, care e molipsitoare. Îmi doresc mult ca Biserica numărul unu Dumnezeu să ne învețe căile lui, dar să ne arate puterea lui. Amin. Închei. Până acum am spus lui Dumnezeu ce a zis și Moise și n-am greșit cu nimic. M-am rugat 100% scriptural. Doamne, vino cu noi, arată-ne căile tale, arată-ne slava ta, vrem să fim poporul tău și în 2024. Dar Dumnezeu răspunde frumos. În ultimele versete spune Moise, iată un loc lângă mine. Dacă vei uita predica aceasta, te rog să nu uiți această invitație a lui Dumnezeu. Pentru 2024, pentru un popor înfrigurat de frica de mâine, de frica de viitor, iată un Dumnezeu care ne spune, popor al Domnului, stai lângă mine. Ce invitație face Dumnezeu nevăzut unui muritor, Moise, prietenul meu prea iubit, dacă vrei să mă cunoști, ai un loc lângă mine. Când citeam acest verset acasă, îmi imaginam un parc, o imaginație contemporană, o imagine, un parc plin de câini și o fetiță mică cu tatăl ei zicând, tati, mi frică. Și tatăl îi spune protector, draga mea, nu-ți fie frică. Ai un loc lângă mine. Stai aici pe bancă. Totul va fi bine. Asta îți spune ție Dumnezeu la final de an. Frații mei, vreți un an binecuvântat în 2024? Dacă vreți un an binecuvântat, stați lângă Domnul. Întotdeauna la Revelion, dragii mei, există această isterie apocaliptică și de când eram copil trăiam cu spaimă, era un program cu multă înfrigurare. Oare ce prorocii mai vin? Oare ce o să fie în 2024? Erau amenințări, uneori venite din Duhul, eu nu știu. Frica aia, o să fie războaie, cu tremure. Trăiam cu frica asta și încă așa cum aparcă. că nu înseamnă angoasă, înseamnă frică de viitor. Să dragi mei în fața acestui viitor necunoscut. Eu nu am pretenția că sunt un păstor care dă previziuni profetice pentru anul în care intrăm. N-am nimic de la Dumnezeu profetic, însă am ceva totuși profetic. Nu știu cum va fi 2024. Dar în numele Domnului aduc o profeție autentică, acum mii de ca și astăzi. Dacă vreți să fie bine, este un loc lângă Tatăl. Stai lângă mine, îți spune Dumnezeu lângă mine este bine. Vă doresc un an nou binecuvântat. Vă doresc Harul Domnului și mai presus de orice, în 2024 să fie Dumnezeu cu voi. Prezența Lui dă o dignă. Să vă învețe Dumnezeu căile Lui pe voi și pe mine. Și să-i cunoaștem puterea, amin? Vreau să terminăm anul cu o binecuvântare. Vrem să cântăm cu corul împreună. Haideți să ne ridicăm în picioare. Spuneam, nu ne grăbim nicăieri, este ultima seară anului, toți avem de recuperat programele la care am lipsit, vom cânta un cântec de binecuvântare, vreau dincolo de orice realism, pesimist, legat de orice stare a bisericii, da, biserica contemporană are problemele ei, le mărturisim, dar dincolo de toate, prin credință, ne uităm la Dumnezeu, El este special și pentru că El este aici și sfeșnicul încă este la noi avem o șansă. Haideți să binecuvântăm poporul Domnului, să cântăm o binecuvântare, apoi ne vom ruga cu toți în comun.